facă cu pregătitul, e mai... N-am de învățat de la un video. Dar a fost super mișto și vorbeam zilele trecute cu o clientă și ziceam că întreba mai ai emoții când duci pe scenă și când faci demonstrații. Am zis, da, de fiecare dată am emoții, datorită faptului că trăiesc. Și da, în momentul în care stăteam acolo pe scaun, a fost super ok, relax, am zis un picior peste picior și când a zis, ultimul, am venit aici în față și am început. Am zis, ok, calm down. Am început să mă integrez cu lumea. Dacă ești aici în față, ești câștigător, e clar că ai reușit. Ce îndemn ai avea pentru cei care stau așa pe gânduri să vină, să nu vină, să se înscrie, să nu se înscrie la discursuri pregătite? Ce îndemn ai avea pentru ei? Se înscrie cu cel mai mare drag și să le pregătească în tot sufletul. Și tot discutam și cu Ovidiu de multe ori pe baza speech-urilor. El este omul care pregătește speech-uri cel mai bine la cap la coadă și se uită toată lumea la el și zice, măcar 5% dacă aș face din cum faci tu. Și nu, faceți cât simțiți voi că e bine ca să fie bine pentru voi. Și cu mare curaj, haideți aici în față. Mulțumim!